După FCSB, nici Craiova nu vrea să-și lase jucătorii la Olimpiadă. Mirel Rădoi a convocat 14 jucători de la cele două cluburi, iar șansele tricolorilor la o medalie olimpică au scăzut. În luptă directă la titlu, FCSB și Craiova se coalizează când vine vorba de participare la Jocurile Olimpice. După becalii și patronul oltenilor a anunțat că ar putea să reinterzică jucătorilor să plece la Tokyo. În total, 14 fotbaliști de la FCSB și Craiova se regăsesc în lotul preliminar anunțat de Mirel Rădoi. Așa cum Neymar, cum jucători exponențiali din lumea fotbalului, găsesc timp și își doresc să ajungă la Jocurile Olimpice, e o onoare și pentru conducătorii de fotbal din România să aibă sportivi care au posibilitatea să câștige o medalie la Jocurile Olimpice pentru România și pentru clubul pe care îl reprezintă până la urmă. Le va crește cota exponențial.